Chiar dacă echipele CSS, numărul 2 Baia Mare și LPS Bistrița merg braț la braț și împart primele două poziții în cadrul seriei F a Campionatului Național de Handbal Feminin, rezervat categorie de vârstă junioare 1, echipa Clubului Sportiv Școlar Zalău continuă să joace șansa de calificare la turneul semifinal și duminică a învins de o manieră categorică 40-18 la alterna roșie a clasamentului, echipa liceului cu program sportiv din Târgu Mureș. Selejencele au marcat același număr de goluri în cele două reprize ale întâlnirii 20, obținând cea de-a treia victorie din actualul sezon, rezultat care le menține la două puncte distanță de primele două clasate. Chiar dacă programul nu le avantajează și vor întâlni în deplasare principalele favorite la calificarea pentru turneul final în deplasare, juniorile de la CSS Zalău tratează meciurile cu cea mai mare seriozitate și speră în continuare la o clasare cât mai bună la finalul returului. În runda următoare, programată sâmbătă 23 februarie, fetele de la Clubul Sportiv Școlar Zalău vor întâlni deplasarea ocupanta locului 2 în serie echipa liceului cu program sportiv Bistrița.